Hai scoală, că avem treabă. Ce vă copii, doamnele alea? Ne trebuie și butoiul ăla tău. Nu, uite, mi-a luat sacră. Hai, ia-l și hai. N-am cum să le iau, a pus varză, murată, n-ai cum să-l iau. Ce, care-i problema? Moare Brânzoi și dă tot ce are prin casă și prin pești, le dă toate la lume. Moare Brânzoi? Bă, dacă zic, a fost la doctor și i-a spus doctorul că nu mai are mult de trăit, că nu știu ce alea are prin el, înțelegi? Și el s-a supărat rău de tot, a intrat în stres și atunci a început să dea tot ce are prin casă, prin curte, s-a strâns lumea din sac ca la Balamuc. E ca când venea mașina cu ajutare, ne strângea toți acolo ca proști. Bă, tu ce acolo? Mi-a zis Nicurață că m-am întâlnit cu el pe drum, avea două rațe într-o mână și două curci într-o mână, din a putut să stau de vorbă cu el, că se ciuguleau alea, se băteau între ele, Balamuc era. Bă, ești prost. Bă, ești nebun, dacă zic și cum fuge lumea. Bă, și ce m-am gândit? Hai, mă, să mergem repede amândoi până se prinde, lasă, luăm țuica și cu vinul de acolo. Că până la urmă, eu l-am ajutat pe Brânzoi să care toți strugurii de acolo de la vie. Bă, cred că a făcut 70 de vedere, vin și țuică, nu mai zic, cred că are o tonă. Hai, mă, mai repede, că nu iau înainte. O dau racul de varză murată, servesc patria. Hai! Repede odată. Da, vin. Dar cum adică moare Brânzoi? Băi, bă, n-ai auzit, mă, că a fost la Slobozia să-și facă nu știu analize, că i s-o umflase capul la un dentist a fost. Bine, nu-l durea, mă, seaua, dar i s-o umflase capul de nimeni că pe căciulă, mă. Și nu știu ce dracu i-a făcut ăla acolo, că într-o jumătate de oră i-a luat 600 de lei și i-a mai și zis cobierlește, auzi? Foarte bine, dă-i un bani ăsta în față. Bă, asta nu-i nimic, dar să vezi că după ce s-a întors de la Slobozia și a ajuns acasă, s-a apucat de băutură. Bă, a început să bea, mă, a început să bea și să vorbească sigur pe băutătură. Și de atâta băutură i s-a făcut poftă să o bată pe nevastă, așa, cică, ca ultimă dorință, că tu știi că de câte ori începea să o bată, lua el bătaie. Că și asta proasta, dracu, când a auzit că moare, în loc să plângă, să voite și ele, cum fac muierile după bărbați, i-a tras un chiu de fericire, mă, în capul era că rămâne ei toată averea, auzi, proasta, dracu, înțeleg? Bă, când a văzut Brânzoi, a zis că mai bine o dă pe toate de pomană decât să o ia la ei, mă. Bravo lui Brânzoi, dacă tot moare, să moară ca un erou, știi? Egal, o înțeleg și pe nevasta. Eu îl cunosc pe Brânzoi de atâția ani, dar n-am reușit să fim prieteni, știi? Îmi pare rău că moare, dar tot îmi pare bine că îi luăm băutura. Stai pe loc, că mi-a crăpat ficatul mie. Bă, asta nu-i nimic ca bătut-o, ci că a bătut-o de-a snopit-o și după aia a pus-o la trei să ducă la măsa, ci că a trimis-o în permisie până la noi ordine. Nu vă, ce să fac cu astea? La Brânzoi, mă. La Brânzoi? Da. Păi după aia, bă, divin de la mă, că s-a repetit ăștia ca vulturi. Le-a luat pe toate. Pe Rodica am luat-o de la Nea Pandele, al dracu ăla bătrân. Ținea de ea cu dinții. A trebuit să dau și două palme. Înțelegi? Și vă duceți să luați băutură, a? Da. Păi nu vă nimic, că s-a băgat băbiță în față firea la dracu să fie cu gura lui și a luat tot vinul din damigene, l-a băgat în cisterne. Într-o cisternă mare așa băgat, a băgat și țuica toată. Înțelegi? A luat tot. Unde dracu fi găsit ăsta cisternă, eu nu înțeleg. Bă, tu vorbești serios? Nu spun că de acolo vine, a luat băbiță tot. Nu mai e nimic. Hai că am plecat. Hai, Rodica. Hai, Rodica ta. N-am, bă, ți-am zis să mergem mai repede. Și acum ce facem? Păi ce facem? Stop! Ia hai, mă, simpaticule, puțin. Ce, bă? Fii atent, că am de transmis un mesaj până tine. Când îl vezi pe fratito, să zici din partea mea că-l iau o madracu. S-a înțeles? Dar sună-l tu, mă, și vorbește cu el, că eu nu mai vorbesc cu el, da? Și dacă îți răspunde, dă-l dracu și din partea mea, da? Că a plecat la Migidia și m-a lăsat singur pe mine acasă, da? Și l-a mai scos și o găleată de râme. Păi tu mai luat pe mine cu aborel de-astea, tu atâta ca să-i zici. Că data viitoare când mă bat, îl bat de dragi în el, oricât ar fi amenda. Ce stai, mă? Unde a plecat, mă? A plecat la Migidia, mă, n-auzi, la pescuit. Deci o săptămână stai acolo, da? Că el ce-a făcut? A aflat că vine un control și a închis cârciuma până duminică și a plecat la pește. Și pe mine m-a lăsat acasă, de a scos și râme. Când a plecat, mă? Ieri dimineață, mă, n-auzi. Hai, lasă-mă în pace. Hai, noroc. Noroc. Hai, auzi, mă? Bobiță la pește, nu e acasă. Ei, foarte bine, fiind întins, ce să-i fac? Păi dacă e la Migidia la pește, ia gândește-te. Ce? Păi... cum trecu să fie, mă, și la Brânzoi ca să ia cu cisterna să ia băutura? Păi cum? Păi asta zic și eu, cum? Nu poate să fie ori într-o parte, ori într-alta, ori la Brânzoi, ori la pește, că nu poate să fie în două locuri odată. N-am menținut ardilez? Sau durel? N-am menținut ardilez. Bă, să știi că ardilez.
Bă, să știi, al dracu să... El, că de-aia a vrut să ne întoarcă din drum, că sigur are o manevră el cu pe acolo cu brânzul. Mamă, mamă, să vezi ce omul îi dau. Bă, să vezi ce omul îi dau. Hai, mă, ce faci, mă, nu mai veneai odată? Stai, mă, așa că m-am întâlnit cu Fericel și cu Celentanu și am întors din drum că se ducea cu bidoane să ia băutură de la brânzoși. Le-am zis că a luat-o ăsta bobița pe tot. A? Da. Hai să mergem. Auzi, mă, ce zici, mă, îți place cum le-am făcut? Ia uite, 180 de litri unul. Bună! Haide! Hai. Ia stai, mă. Hai, mă. Păi ce mai macoale? Păi tu vezi ce auzi aici? Liber? Nu. Nu contează, domnule la brânzoi, sau unde mergeți și voi, că acolo merge. Deci așa ardiles. S-a dus bobiță să ia băutura cu cisterna, este? M-a luat la mișto, vagabondule. Îl dreptu să fii tu. De ce dai, mă? De ce dai? Bă, fii atent aici, facem jumate-jumate, că altfel te bă rău de tot. Ia stați, mă, puțin. Care jumate-jumate, mă? Că e combinația mea, nu ia lu Ardiles. Bă, ia gata, mă! Hai, toată lumea jos din mașină! Ce vorbești, mă? Ce căutăm Ardiles aici? Bă, tu ești combinat cu Ardiles? Surpriză! Suntem și noi combinați cu el. Mă auziți, mă, că e combinația mea? Mă descurc fără asta. Dă-te, mă, jos din mașină. Hai, mă, toată lumea jos. Cum să mă dau jos din mașină când eu sunt cu planul? Care dracu cu plan, mă? Ce să fac, mă, cu planul tău? Că alea e butaiele mele. Hai, tași în gură și dă drumul, n-avem treabă. Ce faci, mă? De ce dai tu mine? Ce-ai făcut, mă? Ce-ai făcut și tu, Nicule? Bă, nu mai dăm, Celentano, că iese rău de tot. Nu mai dă. Bă, dar el a dat primul, mă! Bă, voi ne-ați păcălit pe noi sau noi pe voi? N-am, mă, firii al drecu! Tu de ce dai mine, mă, grasule? Băi! Mă, Celentano! Bă! Pentru că m-ai păcălit și pe mine, prost! Băi, ia stai, mă, așa! Băi, stați, mă! Bă, gata! Cine mi-a rupt oglinda, mă? Celentano! Ardiles! Băi! Băi! Hai, mă, să mergem, că am un vis. Hai mai repede, că se trezesc ăștia și-o luăm de la cap. Unde mergem? La brânzoi. Să vă rog! Până-i bocada asta. Chiar și așa. Hai! Hai, mă! O veste bună pentru unii, o veste proastă pentru alții. Ah. Nu mai moare. Cum? Adică moare ca tot omul, dar nu așa de repede. Oh. Uite, scrie aici. Ăștia de la spital își cer scuze, dar nu mai moare. Oh. Oh. Și cu astea care le-am luat, ce facem? Da-și, bine, hai, coace, hai. Ia stați, mașa, unde plecați? Băi, n-auziți? Bă, unde plecați, mă? Ia stai, mă. Ia uite, mă, și pe ăștia. Ia stai, mă, și-a luat și ăsta țeapă de la nenorociție aia? Ce țeapă? S-a dus la o clinică la Slobozia și i-au zis să ia că e pe ducă? Așa, cică, da. Aaa, păi clinica aia numai cu așa ceva se ocupă, mă. Deci fii atent. Te duci la ei pentru o unghie ruptă sau ceva, da? Uh-huh. Și ei zic că o să mori. De ce? Ca să iei nu știu ce tratament de la ei. Ca ei, vezi, dau niște tratamente miraculoase. Dar cam scumpe, că na, dacă sunt miraculoase, costă. E, și după aia, nu mai mori, că ai luat tratamentul de la ei. Pentru că dacă ai luat tratamentul de la ei, te-ai făcut bine. Înțelegi? E șmecherie, mă. A fost și la știri. Au fost și niște cazuri pe la Dridu, acum vreo 2 săptămâni. Ha? Da, trebuia să moară nu știu câți, n-a mai murit niciunul. Știu de la Vărmiu, că așa a pățit și el. Astăzi s-a dus la clinică și mâine a primit scrisoare de la ea că au greșit analizele, dar el între timp apucase deja să-și ia pastile pentru 6 luni de zile. Și a mai dus pastilele înapoi? Nu le-a dus, nu le mai duce nimeni, că se bucură că nu mai mor. Hai, dracu, ce i-a dus mintea. Și nici n-au ce să le facă, mă, că sunt în combinație cu nu știu ce ministru ăia de la clinică. Ce ai făcut, mă, brânzoi? Ai murit și ai înviat ca Lazar? Ușor, brânzoi. Apucă-te scaun, apucă-te scaun. Ușor, stai. Brânzoi, mă vezi? Gata. Stai liniștit. E bine, mă, nu mai mori. E adevărat, mă, ce scrie acolo? Da. Ai luat apă. E sănătos.
Ce ți-a? Ai cumpărat tratamentul de la aia de la clinică? Da. Și cât a dat pe pastile? 12 milioane și pe tratament și pe pastile. Da. Și acum că te-ai făcut bine, le duci înapoi, nu? Nu, mă, ce să le mai duc înapoi, mă, dacă-s bine? Ai văzut ce ziceam? A fost țeapă, Brânzoi, te-au păcălit. Fă plângere la poliție că poate o să-i lege. Hai, noroc. Ce țeapă, mă, că nu... Nu mai contează, mă, e sănătos ce să mă... Este urhatul Otoranelu, că junica unde este. Ați venit să luați băutura, este? Chiar așa. Ne-a păcălit, bă. Nu mai mor. Băi, bro, bă, ești nebun. Domnului, mă, știți cât mi-a luat să-l prind? Ce faci, mă, cu Corneluș al meu? Păi cum? Și ce rămâi așa de supărat că mor dacă aveai și tratament? Păi nu dai pastile, mă, ca să te faci bine? Ba da, da, mi-a zis de la spital că s-ar putea să nu-și facă efectul pastilele. Și să mai vin peste o lună să-mi fac alte analize. Și dacă nu ies bine, să-mi aducă tratament din America mai scump. Așa și? Păi și când am plecat, așa, tot venind spre casă, m-am gândit ca omul. Zic, bă, da, câți nu ia, mă, pastile, Vasile, și tot moare. Bă, dar ori faci când ești pe moarte, mă? Da. Ești cam căcăcios. Bă, așa e, dar m-am speriat tare. Deci, bă, Brânzoi, tu acum îl mai dai de pomană? Păi, ei, că nu cred. Păi, noi de-aia veni sâmbă să-ți luăm vinul. Ce vin, mă, să-mi iei? Stop! Bă, Brânzoi, stai, că este o parte bună și aici, mă. Mă, tu acum ai motiv de bucurie ca să faci cinste, pentru că odată în viața lui nu moare omul. Ce cinste să fac, mă? Ia mai terminat, mă! Ia, bă, tot ce mi-ați luat, ce mi-ați luat, să veniți să-mi dați înapoi! Bă, m-a zis, poliția! Da. Păi după e că m-a jefuit. Ah. Ia, stai, mă, pe loc. Ce poliție, mă? Cine te-a jefuit, mă? Nu le-ai dat de bunăvoie? Le-am dat, dar acum nu mai vreau pentru că m-a făcut bine. Hai, ursuleț de catifea, ce se dă, nu se mai ia. Rubi, ia cocoșul. Ce cocoșul? Lasă-l acolo. Brânzoi, vezi că era mai simpatic când era păduc. Haide, mă, să-l gătim. Țara, o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și râzi românește cu Las Fierbinți!